Vine cu detalii trimisul nostru special în Germania, Vlad Ungar. Vlad, bună seara! E o promisiune de sprijin ferm această declarație a oficialului de la Berlin sau e prea curând să ne bucurăm? Bună seara, bine v-am găsit. Este cu siguranță o promisiune fermă a executivului de aici, de la Berlin, care vine după o discuție de mai bine de o oră a prim-ministrului Marcel Ciolacu cu omologul său german, cancelarul Olaf Scholz. Una dintre concluzii a fost aceea că România are nevoie de prezență militară germană permanentă, adică de soldați care să staționeze în țara noastră pentru o lungă perioadă de timp, așa cum avem acum de pildă militari americani sau francezi. Un alt subiect important discutat a fost cel legat de spațiul Schengen. Olaf Scholz consideră că România respectă toate condițiile pentru a intra în spațiul european de liberă circulație, iar șeful executivului de la București, Marcel Ciolacu, a punctat faptul că un adevărat om de stat trebuie să-și asume o astfel de situație și să se gândească la întregul context european. Se referea aici la premierul austriac și la modul în care acesta a ales să blocheze intrarea României în spațiul Schengen. Germania susține aderarea României pe deplin și vom reprezenta și vom relua această poziție clar și în viitor. Discutăm cu prietenii și colegii noștri sceptici din Europa, nu doar în cadrul discuțiilor oficiale, ci și în discuții semi-oficiale. Cred că este corect ca România să adere la spațiul Schengen. România a îndeplinit toate cerințele tehnice pentru aderarea la spațiul Schengen. Cunoaștem că pachetul de aderare la spațiul Schengen este România și cu Bulgaria. Bulgaria așteaptă în continuare un raport în ceea ce privește MCB-ul. România a depășit acest moment.